Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft în paradisul animalelor. După cum v-am spus pe episodul trecut, pe episodul de astăzi o să îi facem un cadou vulpiței, adică lui Foxy. O să-i fac cel mai frumos cadou și ghișe, o să fie chiar lângă căsuța ei de acolo, pe care o vedeți, căsuța în formă de creeper, ceașcă de cafea. Mamă, ce frumos este. Băi, sincer, se vede super șmecher de la distanță și se vede și lingura care este în ceașca de cafea, dar și aburii care ies din cafeluță. Nice. Acum, de ce am eu nevoie? Am nevoie de redstone pe care l-am făcut pe episodul trecut. Ia uite aici, bam, bam, bam. Frumos. Bine, nu l-am făcut chiar tot pe episod, l-am făcut pe live, filmez episodul în timp ce sunt live. Sper că înțelegeți voi despre ce este vorba și hai să încercăm să facem mai multe bucăți de bloc de redstone. Bun, ok, acum hai să văd dacă pot să-l caut aici, să-l găsesc. De exemplu, scriem redstone, da, uite, l-am găsit aici. Au, și pot să le fac așa direct pe toate, 36 de bucăți. De ce mai am eu nevoie acum? Mai am nevoie de mai am nevoie de o tăbliță. Da, n-am destul. Trebuie sticuri, nu? Ia să vedem niște sticuri aici. Trebuie să fac o tăbliță minimum. Nu mai știu de câte sticuri am nevoie pentru o tăbliță. Stai așa, sign. Bun, ok, și o să fac din asta ca să se vadă foarte, foarte bine ce scriu pe ea. Am zis ea. Cred că o să fie ele, cred că o să fac mai multe. O să-i fac niște inimioare, gata, v-am zis. O să-i fac niște inimioare vulpiței. Nu, n-am mai putut să mă abțin. O să-i fac niște inimioare, pentru că o iubesc tare mult pe vulpiță, pe Foxy, și trebuie să fac inimioare. Deci asta este, fraților, v-am spus. Nu mai am ce să zic, mă duc direct să mă apuc de muncă. Și inimioarele vor fi făcute aici, lângă ceașca de cafea. Acum trebuie să mă gândesc cum să le poziționez. Și sper să-mi ajung. Am 36 de blocuri. Cred că o să-i fac aici undeva în față. Ia să vedem. Sau aș putea să-i fac mai multe. Nu știu de câte mi-ajunge. O să-i fac o inimioară aici undeva. Bam, bam, bam. Oare dacă îl sparg ăsta, mi-l dă înapoi, nu cred, sper. Da, mi-l dă înapoi, super, ok. Înseamnă că pot să fac inimioara liniștit. Bam, 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 credeam că o să rămân fără niște blocuri. Uite așa, bă. Și facem, trebuie să mai aduc încă unul cel puțin. Așa, așa mi se pare mie. Bam, bam, bam. Ceva de genul ăsta. Și în partea asta altă la fel. Aș putea să fac așa. Mai easy, parcă. Ăla-i, bă. Și acum trebuie să mă duc aici așa în sus. Ia să vedem, pam, bam. Și ia să mă gândesc. Mă întorc acum direct, oare? Cred că ar mai trebui să mă mai duc una în sus, oare? Sau ia să vedem cum o să iasă așa. Dar nu, că dacă pun aici nu o să mai iasă. Deci am nevoie să mă mai duc încă un bloc în sus. Și apoi să vin în jos. Stai așa, că astea sunt importante, bă. Bam, bam, bam. Ok. Și încă unul, nu? Ceva de genul ăsta ar veni. Țac, țac. Oare bine? E bine, așa-i. Facem, uite, așa, bam, bam. Și aici trebuie să mă mai duc cu încă unul. Așa ceva. Bun, și acum trebuie să sparg blocurile care sunt în plus. Adică ăsta de aici. O căzut jos, l-am și luat. Și ăsta de aici. Și să vedem cum a ieșit inimioara. Bă, ia uite, a ieșit super. A ieșit super șmecheră. Oricum îmi ajung de două inimioare cel puțin. Mama mia, una o să mai fac în partea asta, la alta aici. Mama mia, nu-mi vine să cred, bă. Ce frumos. Și o să scriu, uite, exact aici așa o să scriu. Scriem așa, uite aici. Scriem te iubesc Foxy. Și scriem așa aici. Semnat Houdini. Sau puteam să scriu semnat husky-ul tău, dar nu mi-e în cape.
Lasă, scriu așa, semnat Houdini. Frumos, deci avem una bucată inimioară. Să-ți facem zi. Și mai facem una în partea asta la altă. Sau să le fac aici, dar n-am cum să le fac una lângă alta, că după aceea nu se mai... Sau uite, ba, da, uite aici o să fac. O să fac aici așa, ca să fie un colț frumos așa. Mamă, aici o fac. Dar să mă gândesc, cam așa ceva, nu? Cam așa ceva ar veni, cred. Mi-ar trebui 1, 2. Să zicem, 1, 2, cam pe aici așa ar veni inimioara. Oare să mă duc, stai că mă duc una, cu un bloc mai încolo. Să fie spațiu între ele. Punem aici așa, bun, ok. Hai să vedem acum. Trebuie să fac exact la fel, bă. Deci m-am dus așa, bun, mă mai duc încă o dată. Țac, ceva de genul ăsta. Bun, astea trebuie să le sparg. Și să le adun, desigur. Și o să mă mai duc încă două blocuri în sus. După ce o să construiesc în oglindă. Două blocuri așa în sus, bun. Ăla, aici vine încă un bloc. Și ăsta vine spart de aici. Așa, bun, super. Copacul ăsta va trebui să-l sparg și pe el. Am nevoie de o toporișcă. Ca să fac aici frumos așa. Bam, bam, ăsta trebuie spart. Mamă că pun tot săbiuța, bă. În loc să pun pickaxe-ul. Am topor la mine. Am un topor, dar e cam vai steaua lui. Măcar ia să spargă steaua puțin tel. Să-mi fac loc și după aceea o să mă duc după un topor mai mare. Mai bun, cu viață mai multă. Ia să ne gândim, facem așa în felul ăsta. Opa. Așa, bun, ăla-i. Și acum trebuie să mă duc în sus cu câteva blocuri. Și anume cu încă două blocuri. 1, 2. Așa, bun, ăsta vine aici. Mai vine ăsta aici și ăsta aici. Nice, și acum trebuie să sparg cei în plus. Adică ăsta și cu ăsta de aici. Super. Și am ieșit o inimioară. Nice. Ia uite ce drăguță inimioara. Vreau alea, bă. Vreau alea că îi mai fac o inimioară. Stați așa, stați așa că nu e așa. Mor pe ăsta așa, bun, și le iau. Așa. Bun, și acolo am nevoie de o toporișcă ca să le dau jos. Mamă, îi fac aici sanctuar, bă. Mă duc să iau un topor repede. Îmi fac un topor dacă n-am. Un topor din ăsta de iron și o să mai fac o inimioară acolo. Mamă, o să fie super, bă. O să fac acolo sanctuarul inimioarelor. Ia să vedem. Am aici de o toporișcă. Ah, dar stai că am aici o grămadă de iron. Așa, bun. Și facem o toporișcă de iron. Hai să facem două să fie. Nice. Astea pot să le las acum aici și pe astea. Și pe astea nu le mai țin la mine. Bine, săbiuța aș putea să o mai țin, că cine știe de ce dau. Cine știe de ce dau. Și morcovețele sunt bune, pentru că, ia uite, mi-a și scăzut viața. Nice. Și hai să mă duc acum să mai fac încă o inimioară acolo. Bine, trebuie să fac curățenie. Mamă, ce drăguț o să fie. O să-i placă vulpițe, cu siguranță. Și să fac una exact în oglindă cu asta la altă. Doar că am nevoie de topor. Și să curăț aici puțin zona. Să spargă frunzele astea. Oare ajung până sus? Nu cred că ajungă. Ba da, bă, uite, ajung până sus de tot. Nice. Bine, cred că foarfeca era mai bună aici, nu? Nu se distrugă automat, oare, frunzele astea? Parcă au început să se distrugă. Dar mai cu greu. Se distrug foarte greu. Așa. Și mai am aici încă câteva bucățele. Ăla-i, bă, gata. Am curățat tot aici. Și o să fac aici. Copacelul ăsta aș putea să-l las. Probabil. Ia să vedem. Oare la câte blocuri o fi distanță? 1. Să ne gândim așa. 1, 2, 3, 4, 5. La 5 blocuri distanță. Și-ar veni aici așa. Bun.
Și ar fi 1, 2, 3, 4, 5. Aici ar trebui să fie. Da, deci va trebui să sparg și clopocelul ăsta aparent. Da, trebuie să sparg și pe ăsta, că o să mă încurce. Eu uite că era... Ce bă, era aici, uite, tigrișorul, bă, acum văd. A intrat tigrișorul și a zis ceva? N-a zis nimic, bă. Era pe server. What? Era aici tigrișorul, nu-mi vine să cred. Și nu l-am văzut. Ia să spargem ăstea frumos. Bam, bam, bam. Și ne apucăm de treabă. Parcă frunzele astea au altă culoare, așa mi se pare. Arată puțin altfel. Parcă două feluri de frunze. Uite, a intrat acum iară, bă. Salutare! Facem aici, băi, sanctuar frumos pentru vulpiță. Bam, bam, bam. Ăla-i. Și ia să sparg aici lemnișoarele. Așa, să nu uitați să rupeți cu toții butonul de like și de subscribe pentru cadoul ăsta frumos făcut pentru vulpiță. Mamă, sper să-i placă. Eu zic că să-i placă tare mult. Punem așa, opa. Spargem asta. Bun, nice. No, acum, de fapt, stai că tot de pe jos ar trebui să fac. Sau banul, că nu pot. O să fac așa în felul ăsta. Punem aici. Bam, bam. Și acum trebuie să le sparg pe amândouă. Astea. Cred că am învățat pe de rost să fac inimioare. Bun. Aici trebuie să fac 3 din astea. Deci încă una, două. Așa, bam, bam. Aici la fel. Una, două. Ăla-i. A, mi-ajung, bă. Ceva de genul ăsta vine. Bam, bam. No, bun. Și acum trebuie să tai cei în plus. Adică asta din mijloc. Așa. Ăstea de pe colțuri și atâta, nu? Cred că doar ăstea ar fi. Nice. Ia uite, bă. Ia uite ce drăguț, bă. Mamă, astăzi iau și bucata asta. Deci am făcut aici un sanctuar vulpiței. Mamă, drăguț, bă. Și aș putea să-i pun și eu un fel de podea aici. Nu știu, să-i fac un model și jos. Eventual cu stone. Ia să mă duc să iau niște stone. Dacă mai am, dacă nu o să mai fac. Și am nevoie și de o lopățică. Trebuie să mai și mănânc. O mai zis ceva oare? N-am mai zis nimic tigrișorul. Așa, bun. Și am nevoie acum de o lopățică. Și de niște stone. Să poate găsesc altceva pe aici, dar nu cred. 8 bucăți de stone. Nu știu dacă mi-ajung, bă. Să mai pun între timp să se mai facă niște stone. Am aici niște cobble, așa. Bam, bam, bam. Și să punem să se mai facă niște stone. Gravel, bun, ok. Și o lopățică mi-ar trebui. O să iau pe asta să o stric. Și alta nu mai am, nu mai am, așa-i? Hai să fac o lopățică atunci. Am nevoie de niște iron, 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 iron. Unde este iron-ul? Nu-l văd, bă! Uite-l aici. Bun, nice. Și facem aici o lopățică. Așa, de iron. O, ăla-i, bă. Să-ți facem așa, bun. Nice. Să pun înapoi iron-ul și hai să mă duc înapoi acum la treabă. Să-i fac acolo o podea frumoasă. Așa, cu model. Ia să ne gândim. Deci plecăm de aici din mijloc. Opa. Așa ceva. Bun. Și o să mă duc încoace. Mai duc încă unul. Să ne gândim cum să facem oare. Bam, bam, bam. Așa ceva oare. Să aibă un model așa interesant. Nu-și vreau, asta vine așa, bun, ok. Ia uite, bă, cred că e tare modelul ăsta așa. Și cred că îmi și ajung astea de stone. Ah, nu mi-ajung, bă, mai aveam nevoie de două. Exact două mai îmi trebuiau, bă. Exact două, pe bune. Mă duc să le iau acum repede.
Să fie așa ca un fel de covoraș, nu știu, ceva de genul ăsta. Nice, dacă aș fi avut blocuri de diamant, aș fi pus blocuri de diamant. Dar din păcate n-am. Asta aici erau. Ok, nu mai am nevoie să se mai facă. Să duc să consume coal-ul degeaba. Hai să punem stone-ul și mergem să-l punem pe jos. Mamă, o să fie nebunie. Ia să vedem, să umplem așa, să vedem cum arată. Hop, top. Mamă, arată super jumecher, zic eu. Chiar îmi place. Și acum o să mai pun niște mesaje aici. Scriem așa. Cadou de la Husky-ul tău preferat. Așa, scriem așa, bun. Și aici să mai punem încă un mesaj. Trebuie să ne gândim. Deci uite, te iubesc Foxy, semnat Houdini, cadou de la Husky-ul tău preferat. Și o să scriu aici este zona, sau cum să o numesc, aici este locul nostru romantic. Așa o să scriu. Aici este locul nostru romantic. Punem un semn de exclamării. Nice, bă! Sper să-i placă vulpiței. Sincer, mie îmi place foarte mult ce a ieșit. Ia uitați-vă cum arată. Mamă, mamă, mamă. Ia să-mi dau puțin armura asta jos. Țac, țac, țac. Ce frumos arată, bă! Ia uite, așa se vadă inimioarele. Mamă, super șmecheros. Sper că vă place. Mie îmi place ce a ieșit. Sper să-i placă și vulpiței. Acesta este cadoul meu făcut din suflet pentru Foxy. Pentru că o iubesc tare mult. Este vulpița mea preferată. Și să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram houdini.insta. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!